Hello. Salutare, bine ați venit la De Sopea. ce nume? Astăzi luăm o fișă medicală pentru locul de muncă la Normalis și da, am uitat să o ducem. Colegul nu ar trebui Pe ce nume? Pe ce nume doriți să fie? Alex, tătaru Alex. Tata cum? Hai, vine după el. Taronex? T-A. Da. R-A. Tara. Da, tarantulă, tarantulă. Da. Tarantulă. Tătaru. Tătaru. Da. Pe la... Pe aia ce au venit pe români, pe ăsta român, știi tu. Da. Ok. Da. Un CNP? 872. Luna 8-a, ziua 7-a. 8-7. Ora a doua. Dole, haideți, da, ziceți-mi CNP-ul... 872. 872? Da. Tot CNP-ul. A, 872, am înțeles. Bun, CNP-ul 872. Pentru ce ați dorit fișa medicală? Pentru locul de muncă. Pentru locul de muncă. Da, m-am angajat la o firmă de pază și vreau... Și se cere fișa medicală? Da, da. Pentru ce? Când se înseamnă de muncă sau cum? Se referă la... Ap de muncă, analiză, că n-am da, bol, da, 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 știu că se cere și la școală și la... Vei după mine. Muncă și la toate astea mai nou. Veniți încă. Bun, nu am scris fișa medicală. Urcați, am zis. La ce etaj? La etajul 4. Ok. A, băi, mi-are, ne facem, am o fișă medicală, una alta. Da, normal, dacă vezi asta, cam mult costă. Bine, și de nu, vă rog să ne oferiți banii, zumbi jumătate. Stai un pic, haideți, vă rog frumos, la etajul 5. Aici, colegul. La etajul 5, colegul e. Haideți, vă rog, la etajul 5. Unde pot să fac și eu analizele alea sau? La etajul 5. La etajul 5 nu-i pe angajarea. Am fost cu voi. Acolo să fac analizele, domnule. Da, da, să fac analizele. Da, nebunule, și vreo bani deja. Băi, nebunule. Da, unde sunteți? Da, unde? Da, unde? Stai așa. Unde faci? Unde? Stai așa. Aici, unde vezi, unde? În birou, la șef, nu... Da, da, vezi că de acolo te angajezi, nu? Da, adică... Așa, așa, mai coborâm mai jos, că e... Aici, domnule, nu aici, gata, am găsit. O luați pe aici, colegul. Aici, domnule. Mă crești eu. Colegul, el nu-și face rază. Dar cine zice că-i fac rază, colegul? Nu se operează, nu. Nu se operează, nu nimic. Asta, colegul? Uite aici, colegul, e probletele, tu nu le vezi, ești... Pe aici, că de aici îi recoltez sângele. Da, mi-e ferec. E greu, da? E greu, da? Ceva, o radiografie la cap, ceva, poate aveți ceva spart pe dumneavoastră. La sub jos, sub centură vreau. A, imediat. Vreți să mai mărim? Vreți să mai mărim un pic? Vreți să mai mărim? Vreau să măsor, mă. Ia uite, domnule, aici, haideți să faceți un pic de bandă, să vedem dacă obosesc repede, ca să scriem acolo pe fișa medicală. Hai, colegul, că deja de e la mișto. Faceți un pic aici de bandă. Ia, dă-i, hai, 1, 2, 3. Faceți acolo un pic de bandă, dați cu alergare. Hai, da, așa. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Văd că obosiți repede. Am înțeles, colegul, ecografie la plămâni. Poate are n-ai ceva la plămâni, o tumoră, ceva. Lasă-te. Unde e radiografia? Păi vine, mă trebuie, doamne, vină aici, că aici mi-a zis ăștia. Întrebați-l pe colegul, chiar le are cu cinci. Ia, dar ușa nu se prea deschide. Intrați aici, în aparatul ăsta. Colegul, tu știi pentru ce aparatul? La ficat? La plămâni. Plămânii sunt stăpâni. Da. Na, hai, începe. Pe lângă, colegul. Dar punem ceva plumb pe mine, că... Fii atent, dole, că începe să scaneze. Da. Aoleu, a scanat. Ce-o scanat? Dole, aveți o tumoră la cap. Aoleu. De la plămâni ajunge la cap, de la picioare ajungem la coaie. La...
Mi-e bine. Deci v-am zis, aveți o tumoră. N-aveam și două, de ce? Hai să o scoatem, nu vrei să o scoatem? L-o scos, o scot eu, nici o... O să rămâneți paralizat, domnule. Ne rămâi tu paralizat, mă. Rămâne mama dumneavoastră, domnule. Mai încerc cu mame, că... Nu da, 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 e... Hai, colegul, cât de... Hai să facem o verificare și atins, domnule, acela de închis. A, ai crezut că aici e pentru coaie, nu... Nu, e pentru dins, domnule, hai la aici, la o verificare. Mă, fanina, mă. Lați un loc acolo. Aoleu! Colegul, stați acolo cu un sit, domnule. Lați un loc acolo cu situ. Ia, domnule, stați că iau albinuța de aici, facem cu albinuța, cu tatărașul. Vezi să nu... Era bondară. Gura mare, domnule. Aaaa. Ia, pute, dracu, ce faci acolo? Stai, m-am mușcat de mână, colegul, au. Albinuța, de ce m-am mușcat de mână? Pentru că nu-mi place la medic. Hai să văd acum. Păi și atunci de ce ai mai venit pentru ficha medicală? Gura mare, gura mare, hai. Colegul, ți-i facem și testul de COVID-19, poate rămâne aici cu noi. Hai și COVID. Domnule, ai corona? Da, vrei? Aoleu, fugi. Bagă-l în izolare, hai. Hai, treci în izolare, interna la 4, etajul 4, hai. Etajul 10. Hai băi, la 4. Stai, mă, să mă dau jos, ce vrei? La 4, băi, tu. Dacă mai întreb să ai spre mine, iau un bricea și te tau cu el. Băi, vorbește frumos, mă, că poate... Da ce, tu nu știi de ce e... Dar tu unde e ăla? Colegul, unde e ăla? Fac o verificare la... Hei! La... Alo, domnul. Păi nu, că hai la etajul 10, domnul, se dau o tură cu elicopterul pe sus. Da, hai că mă duci tu la etajul 10. A, mă, să termină fișa medicală, bag un ceva în ea. Da, hai la... Păi și unde... Eu mă duc la etajul... Hai la parter, tu faci fișa. A, la parter, da. Hai la etajul 4, că acolo sunt mai multe. Deci eu. Tă. Nu, no, ăștia da, medici. Păi, suntem pe serverul următoare, pe România, vă aștept și pe voi. O să las IP-ul acolo în descriere. Băi, medicii. Așa, domnule. Unde e celălalt? Dă-l în sânge, hai să nu ne cunim. Înțeles. Hai pe aici. Am pe aici, pe unde? Ce-ai zis, colegul? Că te... În gură. Te bagi unde ai venit. Te rup. Și bag unde ai venit, asta îți faci. Aici, domnul. Da, și aici ce fac? Domnul. Stați aici și vine și ce la pare drept. Trebuie să-mi dau și bluza jos. Ce, domnul? Trebuie să-mi dau bluza jos? Nu. Mai întâi să vină parezatul. Stai, că mi le dau, de-aia mă. Adică, dar și nu mi le dau, că sunt Nike de-aia. Nu scoate stilotul, tot știi ce. Așa. Ești doctor, vezi prea multe. Și aici ce facem? Stai să pune probetele aici. Am înțeles. Ia un pic de sânge. Bă, mort în cadou. Le pune jos. Mi-e greu. Băi, nebunule. Așa, stați să-mi luați și spiritul. Aveți că mi-e frică de aceea. Cum facem? Vă gândiți la, nu știu, la... La femei gole? La... Da, că-i bine. Auzi, dar din câte am înțeles, ai un șef femeie, sau? Da, e... Stai un pic. Eu trebuie să-mi le iau înapoi. Măcar atât. Ne-a îndrat tot în așa un pic, așa. Așa, domnul, stai să vă dau cu piept. Așa, ce m-a dat acum... La... Știți, domnul, unde aveți o zonă cu mai bună, așa, pentru recoltat? Mâna stângă, mâna dreaptă. Că din mână iei tu. Din mâna dreapta dumneavoastră. Ah, poftim. Stați așa. Ia, cât sânge vrei? Mai repede un pic, că mă așteaptă șeful. Am înțeles, mi se vede. Mi se vede atâta și pe acolo? Da. Bine, ia. Hai, nu mă uit. Nu mă uit. Așa, încă puțin. A, nu mă uit. Gata, domnule.
Oh, ce bine. Și am un? Ce fac? Acum o să trebuie să te așteptați puțin. Să văd dacă sunteți în regulă. Deci a zis că vreți analize și ce mai vreți? Domnul? Domnul murit. E, ai, da, fișa medicală alea. An. Da, 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 acum. Ai zis 4.000, nu mă băga la 5.000, că te bat nu, aici. Nu, nu, nu. Colegul vă băga mai sus. Da, unde a plecat colegul tău, mă? Asta e greu, plecat, cred. Băi, unde a plecat colegul tău, mă? Domnul! Nu știu, domnul, cred că a venit după bani și după aia a plecat. Nu, nu mi-e imagine de altceva. Da, înțeles. Apoi cu unul de la... Băi, ai vreo cum cu apă? Un pahar cu apă? Da, da. Ia da, de-mă. Da, nu, da, așa. Prețam aici. Nu mi-e cansat, e dracu. Aoleu, n-am, domnul, n-am. Ia caută-te pe care trebuie să ai. Am doar o gogoasă dacă vrei. Gogoasă n-am. Am o gogoasă dacă vrei. Nu-mi trebuie. Mi sete. N-am apă. În spital și n-ai apă, e clar. Da, și una mai rămâne. Acum stăte așa să văd analizele. Hai mă. Da, totul e în regulă. Am, bun. Deci poți să-mi duc la, locul de muncă, nu? Posibil. Unde mai eram? Să vă jos să vă termin fișa. Ia. Ca în greu. Cu tătarul, cu dealea. Păi unde liftul? Domnul. Liftul... Săriți un pic, aveți da, o gumă pe picior. Așa. Ia aici liftul. Tata, domn. A, nu e nu, asta. Nu, au uitat ăsta. Ăsta e. Asta, ăsta, ăsta. Ma. La parter, nu? La parter, domnul. Da, la parcher. Parker, parker. Manu. Ce? Am înțeles. Unde ești, mă? Băi. Am zis la parter, dar... Nu e rău. Medic. Gata, gata. Oh. M-am dus din greșeală la... Hai, că nu te mai văd. Na, du-te, la... du-te aici. Și cât ai zis că costă? 4.000 de euro. What the fuck? Poftim, vezi că ți-am pus acolo lângă flori. Așa, domnul, tot. No, dă. Așa, cât. Mersi. Dă un coace, mă. Bă, dar apropo, poți să-mi faci o copie acolo, că văd că ai un serios de la mare. Da, 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 haide să vă fac. Nu, no, uite că te aștept aici. Nu trebuie să mă duc să te țin de mână. Sau? Cred că poți să vrea să-l ținem de mână, dracu. Nu, no, mai plântă. Mi-e rău. Da, așa, domnul, lăs de aici. Da, aici, mersi. Cu plăcere, domnul. Mai vezi ceva? Nu, să mă spun zonă. Bine, domnul. La revedere. La revedere. La revedere. A, că am făcut și eu fișa medicală, mă duc să dau la patron și... Dar vedere, domnul. Au fi derzen. Și... Da, băieți, dacă v-a plăcut această caterincă de episod, să nu uitați de butonul de like și subscribe. Mi-a fost un happy și o secundă mai frumos să aveți. Pa, pa!